Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. O pagină de istorie cu multe întrebări. Radu Mihnea, domn al Moldovei, 1611-1626, al doilea unificator al principatelor românești? Odată încolțită în mintea românilor, ideea unirii nu mai dispare. La un sfert de veac după unirea realizată de către Mihai Viteazu, un alt domn român revine la această idee. E vorba de Radu Mihnea, care a fost de 4 ori domn în Țara Românească și de 2 ori domn în Moldova. Domnia care interesează aici se referă la anii 1623-1626. Fiul său, Alexandru Coconul, în răstimpul 1623-1627, a fost domn în Țara Românească. Sugestivă la problema unirii este informația reprezentantului Veneției la Istanbul, care într-un raport datat 11 aprilie 1625 preciza că va trimite o scrisoare către Radu Mihnea, care e acum principe în Moldova și fiul său în Valahia, care e foarte tânăr și condus de tată. Cu alte cuvinte, ambele țări românești erau conduse de către Radu Mihnea. De asemenea, pe piatra de mormânt a acestui domn, înmormântat la mănăstirea Radu Vodă din București, sunt asociate stemele țării românești și ale țării Moldovei. Domnia lui Radu Mihnea pune capăt stăpânirii familiei Movileștilor și influenței accentuate a polonilor. Totuși, domnul nu a luat măsuri severe împotriva boierilor polonofili, dimpotrivă le acordă o atenție deosebită, restituindu-le satele confiscate, le face dani din domeniul domnesc, îi atrage la conducerea țării, bucurându-se de aprecierea înaltă a lui Miron Costin, care consideră că merită numele de Radu cel Mare. Radu Mihnea s-a grăbit să normalizeze și raporturile cu Polonia. La 12 septembrie 1612 era semnat un tratat care prevedea că Radu Mihnea va depune jurământ de credință regelui Poloniei. Eforturile necesare pentru menținerea păcii între rege pe de o parte și sultan și han pe de altă parte nu va permite tătarilor să treacă prin Moldova, va înceta tulburările de la hotarul cu Polonia, va asigura trecerea liberă a solilor și agenților poloni în Imperiul Otoman, libertatea comerțului, libertatea religiei catolice în Moldova, eliberarea prizonierilor, iar polonezii promiteau restituirea Hotinului. Radu Mihnea este un domnitor relativ necunoscut în istoria românească. Este fiul lui Mihnea Turcitul și a desăvârșit educația la Muntele Athos, Veneția și Padova. A fost susținut de poartă pentru domnie încă din ianuarie 1596, dar a stăpânit pentru prima dată în Țara Românească între noiembrie 1601-martie 1602. După această scurtă domnie, a fost voievod al țării românești între aprilie-mai 1611. Ajunge domnitor în Muntenia în 1611 pe fondul atacurilor din afară și al anarhiei, la cererea boierimii. Batori Gabor, domnitorul Transilvaniei, reușise să intre în Muntenia alungându-l pe Șerban Vodă. Cu ajutor turcesc, Radu Mihnea reușește să-l alunge pe Batori Gabor din Muntenia și se instalează la domnie. Se dovedește a fi un bun domnitor, își tocmea țara cum se cade și domnia tot cu bună pace. Sunt aprecieri laudative ale lui Stoica Ludescu, repetate de mai multe ori. Radu Mihnea se confruntă de la bun început cu un complot boieresc, un anume Mihai Cămășarul, voind să se instaleze în locul lui, ajutat de 8 boieri, printre care și Bărcan Velstolnic, datorită înconjurărilor cu greci. Complotiștii sunt pedepsiți cu moartea. În 1611 a început a treia sa domnie în contextul ocupării țării de către o mare armată turco-tătară condusă de Omer Pașa, care a refuzat revenirea pe tron a lui Radu Șerban. În timpul acestei domnii, Radu Mihnea a fost susținut de o grupare boierească filoturcă formată din levantini împământeniți în 1611. Tabăra anti-otomană, reprezentată de susținătorii lui Radu Șerban, plecat în pribegie în septembrie 1611, a reacționat încă din toamna anului prin complotul stolnicului Bărcan. Circa 8-9 mari dregători și mulți alți dregători mijlocii și mici urmăriseră readucerea pe scaun a lui Radu Șerban, însă Radu Mihnea a fost avertizat de Gabriel Batori, astfel că boierii au fost arestați pe neașteptate, iar la 17 decembrie 1611 a avut loc execuția stolnicului Bărcan și a postelnicului Radu Băleanu. De asemenea, îl urmărește în Moldova pe Șerban în urma încercărilor acestuia de a-și relua tronul. Apoi domnitorul se confruntă cu un nou atac plănuit de Batori Gabor, domnitorul Transilvaniei. Se pregătește de luptă cerând ajutorul turcilor.
La porunca lor, domnitorul Moldovei Ștefan Tomșa, Tomșa al doilea, îi vine în ajutor. Batori Gabor, speriat de această desfășurare de forțe, se retrage din domnie, fiind omorât de nobilii maghiari în 1613. Astfel, nu se mai desfășoară nicio bătălie și Radu Mihnea domnește Muntenia până în 1615, când este mazili. Prima domnie în Moldova, 1616-1619. Radu Mihnea, domn al Moldovei. În Moldova, domnia lui Ștefan Tomșa creează anarhie datorită conflictelor cu boieri. De altfel, Ștefan Tomșa e caracterizat ca fiind mare vărsătoriu de sânge de către cronicarul Miron Costin. Pentru a preveni amestecul polonezilor în Moldova, turcii hotărăsc aducerea lui Radu Mihnea ca domnitor aici. O numeroasă armată otomană condusă de Skinder Pașa, Radu Mihnea ajunge la Iași în 1616, după cum spune și Miron Costin. Îi avertizează pe polonezii rămași în Moldova, precum și pe boierii moldoveni, să plece, pentru a nu fi prinși de turci. Aceștia nu ascultă avertismentul și Radu Mihnea este nevoit să negocieze cu turcii pentru a-i scoate pe boieri din mâinile turcilor și reușește. Polonezii cheltuiesc mulți bani pentru a-l răscumpăra pe Corețchi, cel ce îi conducea în campania din Moldova împotriva lui Ștefan Tomșa. Radu Mihnea nu reușește să o scoată din mâinile turcilor pe văduva lui Ieremie Movilă, care devine și victima unui viol din partea acestora și nici pe fiul ei Bogdan. Dacă muntenii spun doar că domnea cu pace, în Moldova boierimea îl primește cu mare bucurie. Vedem care deja o titulatură și anume Radu Vodă cel Mare. Reușita sa în Muntenia de a pacifica țara și a mulțumi pretențioasa boierime de acolo, dar și de a pune capăt influenței maghiare, nu rămăsese fără eco în Moldova. Miron Costin îi descrie pe larg cele două domnii Moldova, punându-i în evidență calitățile de domnitor bun conducător și bun diplomat. Participă la campania lui Skinder Pașa, ordonată de sultan împotriva cazacilor, alături de Alexandru Iliaș, domnul Munteniei, de Gabor Betlen, domnul Transilvaniei și de o armată de tătari, participă la asediul fără succes al Rașcovului. Se încheie pacea cu polonezii și cazacii, dar tătarii nu o respectă. În 1619, Radu Mihnea se îmbolnăvește și, văzând că evenimentele grave, conflictele între turci și polonezi continuă, pleacă la Istanbul pentru tratamentul ochilor cu voia sultanului. După cum consemnează letopisețul Cantacuzinesc, revine ca domnitor în Muntenia pus de turci, întrucât situația se înrăutățise acolo datorită proastei guvernări. În 1623, Radu Mihnea este pus din nou domnitor în Moldova, în Muntenia, rămânând fiul său Alexandru la domnie. Astfel, Radu Mihnea devine un adevărat arbitru al spațiului românesc. A doua domnie, Moldova, 1623-1626. El vine domnitor tot în locul lui Ștefan Tomșa, care era și el la a doua domnie. Adversara lui Ștefan Tomșa, Radu Mihnea, căutase mereu să-l îndepărteze de la domnie. Îi era mare neprieten și îl păra la poartă tot timpul, spune Miron Costin. Bun diplomat, Radu Mihnea mijlocește pacea între polonezi și turci. Și la turci credință și la creștini laudă avea, spune Miron Costin. Deși era un bun conducător, cum îl caracterizează Miron Costin, precipitarea evenimentelor îl afectează pe domnitor. Un număr mare de tătari, conduși de Cantemir, se răzvrătesc împotriva hanului tătar și împotriva turcilor. Aceștia jefuiesc Polonia, Pocuția și apoi Muntenia de la Buzău până la Olt. Locurile au rămas pustii multă vreme, cum spune și Stoica Ludescu în letopisețul său. Radu Mihnea ordonă locuitorilor din sudul Moldovei să-i atace pe tătari și să le ia înapoi ceea ce jefuiseră. Apoi polonezii câștigă o bătălie cu tătarii lui Cantemir, alias cu turcii. Totodată Radu Mihnea îl pârăște la sultan pe Cantemir. Peste mai mulți ani după moartea sa, cuvântul s-o va conta atunci când turcii hotărăsc o expediție de pedepsire a acestui Cantemir pe vremea domnitorului Vasile Lupu. Ideea unei apropieri între țările române a încolțit și în mintea lui Radu Mihnea, care a domnit succesiv în Muntenia și Moldova. Un moment semnificativ în acest sens l-a constituit perioada 1623-1626, când domnind în Moldova, Radu Mihnea a reușit să obțină tronul Munteniei pentru fiul său Alexandru Coconul, 1623-1627. Unele izvoare contemporane consemnează această unitate politică moldomunteană. Astfel, reprezentantul Veneției la Istanbul, într-un raport datat 11 aprilie 1625, precizează că va trimite o scrisoare
către numitul Radulo, Radu Mihnea, care acum principe în Moldova și fiul său în Valahia, care e foarte tânăr și condus de tată. Alte mărturii îl menționează pe Radulo Voievod, principe al Valahiei și Moldovei, iar pe piatra lui funerară sunt asociate stemele celor două țări surori. În 1626, Radu Mihnea moare datorită podagrei. El mutase curtea domnească la Hârlău. Unul din punctele sale slabe a fost fiscalitatea excesivă. Miron Costin spune că acest lucru era determinat de fastul și luxul prea mare afișat la curte. Radu Mihnea a fost înmormântat la mănăstirea Radu Vodă din București, pe care a ctitorit-o în 1615. Miron Costin consemnează că așezarea țării se stricasă foarte tare la Radu Mihnea în perioada ultima domniei sale. Cheltuielile prea mari și unor inutile ale curții domnești, nime de boieri până în cea treia, cu haine ceva și proaste să nu hie că era de scârbă, au dus la sărăcirea țării. Pe de altă parte, tătarii lui Cantemir se pregătesc să atace Moldova, bănuindu-l pe domnitor că-i ajuta să te polonezi. Într-adevăr, Konevolski, hanmanul polonez, fusese liberat din celebra închisoare Edicula în urma insistențelor domnitorului român. Tot Miron Costin zice cum au putut încăpea într-o înțelepciune a celui domnu aceea nemilă de țară. Se pare că, datorită bolii grave, domnitorul își pierduse răbdarea și tactul său. Nu mai reușea să gestioneze situația gravă a Moldovei. Următorul domnitor, Miron Barnovski, reușește să-i convingă pe tătari să nu atace Moldova, înlăturând poate unul dintre cele mai mari pericole prin care trecea țara. Omul Radu Mihnea. E dificil să scrii strict enciclopedic despre acest domnitor. Nici marele cronicar Miron Costin nu reușește asta. Iarăși, e dificil să separ personalitatea acestui domnitor în perioada de domnie Moldova sau Muntenia. În ciuda bolii sale de mâini și picioare, se dovedește un bun diplomat și conducător. Reușește să împace taberele boierești din Muntenia, înlătură pentru multă vreme influența ungurească din Muntenia, dar și din Moldova. Pădurarul Cătălin scrie pe site-ul istoria.md că turcii au o mare încredere în acest domnitor, cuvântul lui contând imens în fața lor. Se dovedește a fi un bun psiholog, cunoscător al firii umane. E de asemenea un exponent al clasei boierești și un restaurator al feudalismului aflat în decadență în întreaga lume. Ajunge domnitor în momente grele pentru țările române. Ungurii se revoltaseră împotriva germanilor și se aliaseră cu turcii. Puterea otomană cunoștea o recrudescență după înfrângerile din anii 1595-1596. Expansionismul german și austriac, alături de cel unguresc, constituiau și ele probleme grave. Politica polonă, în care își punea speranța o parte din boierime, nu era chiar clară, și nu în ultimul rând anarhia din Moldova și Muntenia erau destul de mari în urma proastei gestionări a situației de moment. Necunoscut în istorie pentru fapte de vitejie, fiind omul turcilor, dar mai ales exponent al marii boierii, Radu Mihnea se arată a fi o prezență vie în istoria românească. El aduce pacea și stabilitatea în condiții vitrege pentru niște țări mici. Luptele continue dintre puterile din prejur puneau în pericol independența și umbreda principatelor. Miron Costin povestește o întâmplare cu un vătaf proaspăt ridicat de Radu Mihnea la cererea boierilor. El îi avertizează că acest om nu este pentru boierie. Când comite un act huliganic bătând două femei, boierii își dau seama că domnitorul avusese dreptate. Și de aici vedem că era un extraordinar de bun cunoscător al firii umane. Această calitate îl va face prețuit de turci care îl vor folosi pentru a-și exercita influența în această zonă. Radu Mihnea, la rândul lui, s-a folosit de influența lui asupra turcilor pentru a-și întări domnia și a asigura pacea și stabilitatea în cele două principate. Era un bun creștin și ajuta întotdeauna personaje mai importante să scape din mâinile turcilor. Kneazul Svaraj și hanmanul polonez Konevolski sunt două personalități ajutate de Radu Mihnea să scape din închisorile turcilor. Era prețuit de turci și iubit de conducătorii creștini pentru serviciile ce le făcea. Diplomația sa este relevată tot de către Miron Costin. În 1616 îl avertizează pe Corețchi și ceilalți să părăsească Moldova, că-și vine cu armată turcească. Reușește să-i scoată de la Skinder Pașa pe toți boierii moldoveni prinși atunci. Rămâne un creștin convins, chiar dacă era ajutat de turci tot timpul. E apreciat de unele surse ca fiind al doilea unificator al țărilor române, respectiv Moldova și Muntenia,
așa cum consemnează un raport al ambasadorului Veneției la Istanbul în 1625. Miron Costin scrie și el despre fraternizarea celor două principate în momentul căsătoriei fiului său Alexandru. Mai mult, cele două țări române capătă o personalitate proprie comună în timpul acestui domnitor. Au o politică proprie, interese proprii. De asemenea, există informații nedetaliate despre o scurtă domnie a San Muntenia între septembrie 1601 și martie 1602, neconfirmată de Miron Costin, Stoica Ludescu sau Alexandru Xenopol în al său volum al treilea al istoriei românilor și despre care nu am găsit amănunte nicăieri. Politica lui Radu Mihnea de a aduce greci nu este totuși criticată de Stoica Ludescu sau Miron Costin. Putem spune că nu este un om al grecilor, așa cum aflăm despre Alexandru Iliaș din letopisețul lui Miron Costin, căci Radu Mihnea are o politică proprie, face doar politica țării, ținând cont tot timpul de părerea boierimii, chiar când este în dezacord cu aceasta, fiind de fapt un reprezentant al boierimii. Agravarea bolii l-a afectat, se pare, în ultima perioadă a vieții, când ia decizii pripite și exagerează cu cheltuielile curții sale. Probabil că boierimea nu cunoștea gravitatea bolii sale, căci nu l-ar fi lăsat să mai domnească. La Hârlău, unde a mutat curtea sa, rămân mărturie mai multe biserici construite de el, lucru pomenit de Miron Costin în descrierea acestei domnii. Apartenența sa strictă la clasa boierească a influențat atât deciziile sale înțelepte, care au adus pacea în principatele române, cât și pe acelea greșite de la sfârșitul domniei sale, care au fost la un pas de a duce Moldova în pragul disperării. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, dorind după toate cele bune, vă spun ca de obicei pe curând.